Colegiului Național Ioan Meșotă, domnule primar, domnule rector, doamna inspector general, distinși invitați, fără îndoială că este o zi a emoției. Pentru mine, cel puțin, de câte ori ascult Gaudeamus, am sentimentul că este o sărbătoare pentru fiecare școală din România, atunci când se cântă, pentru că este, fără îndoială, un moment important. Dar să ai un bilanț de 150 de ani, este absolut excepțional. Sunt profesor într-o școală care și-are începuturile tot așa în secolul XIX, spre începutul secolului XIX. Și sigur că am fost interesată ca profesor să înțeleg cum s-au înființat școlile românești și ce anume i-a determinat pe cei care au făcut acest gest extraordinar în istoria noastră. Și dacă este să ne uităm, n-avem cum să nu le cunoaștem, că primele școli care au apărut în România au apărut pe lângă biserici. Și sigur că ele trebuiau să acopere nevoile cultelor respective. Prima școală existentă astăzi, atestată documentar, în anul 1020, a fost în Banat, la Cenat, în Banat, și era o școală în limba latină, o școală teologică. Și sigur că aceste școli au continuat să crească, păstrând această dedicație către nevoile cultelor din România, încă apoi câteva secole. Începând din secolul XIII-XIV, cărturarii și învățații acestui neam, fie că vorbim de Țara Românească, fie că vorbim de Transilvania, au înțeles cât de importantă este o școală despre care Iorga mult mai târziu spunea că este instituția care înalță neamul. Și cred într-adevăr că prin școală neamul se înalță. Sigur că au fost încercări și în țările românești, și în Moldova, și în Transilvania, și începutul secolului XIX ne arată câteva școli românești de data aceasta, care încearcă să se dezvolte spre zona laică. Așa se face că în 1813, Gheorghe Asache, în Moldova, încearcă chiar pe lângă școala domnească, academicească, cum se numea ea, să înființeze chiar o școală de ingineri hotarnici. Avea să funcționeze 5 ani de zile și era destinată copiilor boierilor. Aceeași încercare și în Transilvania. În Transilvania lucrurile au fost mai anevoioase, pentru că într-o bună bucată a istoriei noastre, din păcate, românii din Transilvania au fost tolerați și lucrul acesta a făcut să întârzie școlile. Dar cărturarii români s-au străduit și bătăliile lor au fost greu de comparat astăzi cu ceva. Așa se face că Șincai a reușit până la urmă, bătându-se cu autoritățile vremii, să înființeze circa 300 de școli. Era un lucru absolut formidabil. El n-a fost singur în această încercare, ci oamenii iluminați ai acelor vremuri l-au sprijinit și l-au sprijinit și pe cei care mai târziu au adăugat școli în ținuturile românești. Gheorghe Lazar a încercat să facă o școală în Transilvania, el școlit la Viena și la Cluj, teolog și inginer deopotrivă, s-a întors în țara natală și a vrut să facă o școală în limba română. Și n-a reușit. N-a reușit și, din păcate, chiar un erarh al bisericii, unde el slujea în calitate de învățăcel pentru teologii în formare, pentru că promova limba română, a primit de la acest erarh un certificat de dascăl nevrednic. Nu s-a îngrijorat prea tare, n-a fost foarte nefericit și n-a renunțat. N-a renunțat, asta mi se pare absolut formidabil. A trecut munții și a înființat o școală pe lângă Mănăstirea Sfântul Sava, o școală din care își trag originile deopotrivă și mă bucur că îl văd aici pe cel care a fost directorul Colegiului Național Sfântul Sava din București, dar și deopotrivă și Școala Politehnică. În 1818 se întâmpla lucrul acesta. Și atât de frumos trimitea o înștiințare către țară și spunea: veniți voi, dragi tineri, de toată starea și
școala de la Sfântul Sava. Sigur că aceste începuturi ale școlilor pe lângă biserici ne îndeamnă astăzi să avem tot respectul pentru biserica care prin slujitorii ei a înțeles importanța școlii. Aici, în Brașov, preocupările au fost extraordinar de importante și extraordinar de insistente. Am fost, în urmă cu câțiva ani, într-o comună aici, în județul Brașov, la Mogolți, și am fost absolut impresionată să aflu de la sătenii de acolo, școala împlinea un număr important de ani, peste 150, să aflu de la ei, că au construit școala punând mână de la mână. Și acest lucru, încercarea aceasta de a aduna resursele pentru a clădi o școală care să lumineze mințile copiilor, este absolut admirabilă și este o lecție pe care noi trebuie să o învățăm și astăzi de la aceste generații care au făcut atât de mult bine neamului românesc și generațiilor tinere pe care le-au ridicat. Așa se face că una dintre o personalitate uriașă care a dus bătălii importante pentru școlile Brașovului și pentru școlile Transilvaniei a fost fără îndoială episcopul și apoi mitropolitul Șaguna. Strădaniile lui de a-i convinge, de a convinge împăratul, de a convinge autoritățile care guvernau atunci de nevoia de a înființa școli în limba română au fost absolut extraordinare. Cred că se cuvine să nu uităm niciodată aceste lucruri. Așa se face că încet, încet, prin subscripție publică, prin bătălia pe care episcopul întâi și apoi mitropolitul au dus-o pentru a convinge împăratul să aducă resursele necesare înființării unei școli naționale centrale, a fost încununată de succes, au adunat 60.000 de forinți și au început să construiască școlile în Brașov care se ridice neamul românesc în limba lui, în limba mamei lui, cum spunea atât de frumos Gheorghe Lazar. Sigur că liceul pe care astăzi îl omagiem a avut, spun eu, și norocul să aibă personalități uriașe. Ioan Meșotă, cred că pe bună dreptate ați decis să-i alegeți numele. A fost una din aceste personalități. Coleg cu Titu Maiorescu, Doamne, ce dimensiune aveau aceste personalități și câte aveau să dea acestui neam, școliții la cele mai înalte școli s-au întors să slujească în școlile Brașovului. Ioan Meșotă a fost unul dintre profesorii școlilor brașovene, a fost autor de manuale, a scris și geografie și istorie și sigur cred că pe bună dreptate dumneavoastră, cei care ați decis să dați numele lui, numele școlii dumneavoastră, ați ales cu bună știință și ca o răsplată pentru cei care au pus cărămida de început a școlii dumneavoastră. Nu cred că putem să trăim numai din faptele de istorie. Cred că în fiecare moment, fiecare generație trebuie să adauge propriile cărămizi la această construcție a țării, la această creștere a țării. Așa se face că de-a lungul istoriei școala Ioan Meșotă din Brașov a avut generații de profesori absolut excepționali, a avut generații de elevi care au devenit personalități ilustre în țară sau în afara granițelor țării și de aceea cred că astăzi, în zi de sărbătoare, se cuvine să ne plecăm cu respect și cu prețuire frunțile în fața memoriei celor care nu mai sunt printre noi și care au dat această școlii și, în egală măsură, eu personal vreau să le mulțumesc dascălilor de astăzi că duc tradiția școlii mai departe și, an de an, reușesc să-i convingă pe unii dintre cei mai buni elevi ai Brașovului și ai împrejurimilor, pe care apoi îi cresc frumos, cum spunea Nicolae Noica, îi lasă să crească frumos și îi trimit dincolo de granițele liceului ca demni ambasadori în universitățile din România și nu numai. Vă doresc dumneavoastră, celor care formați comunitatea profesorilor din Colegiul Național Ioan Meșotă, să aveți succes în fiecare an, să aveți puterea, doamnelor și domnilor profesori, să o luați mereu de la capăt, pentru că eu cred că o școală cu succesul și cu dimensiunea
Imersiunea culturală pe care o are școala dumneavoastră nu se poate face decât cu vocație. Iar dumneavoastră ați dovedit de-a lungul anilor că sunteți profesori care aveți vocație. Și cred că într-o școală unde sunt profesori cu vocație, restul contează mult mai puțin, pentru că au la îndemână instrumentele necesare, izvorite din această vocație, să facă din cei care trec pragul acestui liceu personalități importante, care să facă la rândul lor o lume scoasă din minți, din mințile lor, o lume cu care să fie ei confortabili în întreaga lor viață. Vă doresc succes și vă stau alături cu tot ce pot să fiu un punct de sprijin pentru ce faceți dumneavoastră în fiecare zi. La mulți ani, Colegiului Național!